Salutare și bine ați venit pe canalul de YouTube Mister Crypto. Pentru noi, cei prezenți în piața cripto și care credem cu tărie în viitorul acesteia, este o adevărată provocare să explicăm celor care nu înțeleg acest ecosistem de ce această piață poate reprezenta viitorul, de ce tehnologia blockchain poate să fie a opta minune a lumii și de ce reprezintă un sector care poate schimba atât situația financiară a multora dintre noi, dar și modul cum ar putea să evolueze în viitor mai multe sectoare de activitate ajutate de această tehnologie. Drept urmare, în acest videoclip mi-am propus să vă prezint pe scurt care sunt argumentele care susțin această teorie care sunt avantajele acestei tehnologii, dar care sunt și dezavantajele acesteia. Vă aștept în comunitatea Mr Crypto pe canalele de Telegram, Twitter, TikTok, Instagram și Facebook. Găsiți linkurile în descriere. Tot în descriere, veți găsi un link pentru NordVPN cu o reducere consistentă de peste 60%. Nu uitați de like și subscribe și de asemenea să activați clopoțelul. Vă rog să rețineți că rolul acestui videoclip este unul strict educațional și nu reprezintă sub nicio formă un sfat financiar. Criptomonedele au potențial de a remodela lumea financiară așa cum o cunoaștem și de a pune la îndoială însă și existența infrastructurii financiare tradiționale. O caracteristică definitorie a criptomonedelor este că în general nu sunt emise de nicio autoritate centrală, ceea ce le face teoretic imune la interferențe sau la manipularea guvernelor. Criptomonedele urmăresc să limiteze puterea și responsabilitatea fondurilor cuiva la proprietari. Criptografia este folosită pentru a crea o criptomonedă, iar monedele digitale sunt protejate de matematică nu de indivizi sau de un trust. O criptomonedă este o formă de activ digital bazat pe o rețea care este distribuită pe un număr mare de computere. Această structură descentralizată le permite să existe în afara controlului guvernelor și autorităților centrale. Unii experți cred că blockchain-ul și tehnologia aferentă vor perturba multe industrii, inclusiv finanțe și drept. Avantajele criptomonedelor includ transferuri de bani mai ieftine și mai rapide, și sisteme descentralizate care nu se prăbușesc la un singur punct de eșec. Dezavantajele criptomonedelor includ volatilitatea prețurilor, consumul ridicat de energie pentru activitățile miniere și utilizarea în activități criminale. Criptomonedele pot fi minate sau cumpărate de la schimburile de criptomonede de la exchange. -ul. Nu toate site-urile de comerț electronic permit achiziții folosind criptomonede. De fapt, criptomonedele, chiar și cele mai populare, cum ar fi Bitcoin, sunt cu greu folosite pentru tranzacții cu amănuntul. Cu toate acestea, valoarea în creștere vertiginoasă a criptomonedelor le-a făcut populare ca instrument de tranzacționare. Într-o măsură limitată, acestea sunt utilizate pentru transferuri transfrontaliere. Blockchainul Tehnologia blockchain este esențială pentru activitatea și funcționalitatea Bitcoin și altor criptomonede. După cum indică numele său, blockchainul este în esență un set de blocuri conectate sau un registru online. Fiecare bloc conține un set de tranzacții care au fost verificate independent de fiecare membru al rețelei. Fiecare bloc nou, generat, trebuie verificat de fiecare nod înainte de a fi confirmat, făcând aproape imposibilă falsificarea istoriei tranzacțiilor. Conținutul registrului online trebuie să fie agreat de întreaga rețea, a unui nod individual sau computer care menține o copie a registrului. Experții spun că tehnologia blockchain poate de servi mai multe industrii, cum ar fi lanțurile de aprovizionare și procese precum votul online și crowdfunding. Instituții financiare precum JP Morgan testează utilizarea tehnologiei blockchain pentru a reduce costurile de tranzacție prin eficientizarea procesării plăților. Fiecare criptomonedă pretinde că are o funcție și o specificație diferită. De exemplu, Ripple este folosit de bănci pentru a facilita transferul transferurile între diferitele zone geografice. Bitcoin care a fost pus la dispoziția publicului în 2009, rămâne cea mai tranzacționată și acoperită criptomonedă. În urma succesului Bitcoin a fost lansate multe alte criptomonede cunoscute sub numele de altcoin. Unele dintre acestea sunt clone sau fork ale Bitcoin, în timp ce altele sunt noi și au fost construite de la zero. Acestea includ Solana, Ethereum, Cardano, Elrond, Polkadot, Link și multe altele. Valoarea agregată a tuturor criptomonedelor existente a atins peste 3 trilioane de dolari al anul trecut, Bitcoin reprezentând peste 40% din această valoare totală. Sunt criptomonedele legale? Monedele fiduciare și au autoritatea la guvern sau autoritățile monetare. De exemplu, fiecare bagnotă de un dolar este susținută de rezerva federală. Dar, criptomonedele nu sunt susținute de nicio entitate publică sau privată. Prin urmare, a fost dificil să argumenteze statutul lor juridic în diferite jurisdicții financiare din întreaga lume. Din mai 2022, El Salvador și Republica Centrafricană au fost singurele țări din lume care au acceptat Bitcoin ca mijloc legal de plată pentru tranzacțiile monetare. În restul lume, Reglementarea criptomonedelor variază în funcție de jurisdicție. Legea privind serviciile de plată din Japonia definește bitcoin drept proprietate legală. Bursele de criptomonede care operează în țară sunt supuse colectării de informații despre clienți și detalii referitoare la transferul bancar. China a interzis schimburile de criptomonede și minerit în interiorul granițelor sale. India a formulat un cadru pentru criptomonede în decembrie. Criptomonedele sunt legale în Uniunea Europeană. Derivatele și alte produse care utilizează criptomonedele vor trebui să se califice drept instrumente financiare. În iunie 2021, Comisia Europeană a lansat regulamentul Market in Crypto Assets, sau MICA, care stabilește garanții pentru reglementare și stabilește reguli pentru companiile sau furnizorii care furnizează servicii financiare folosind cripto. În Statele Unite, cea mai mare și mai sofisticată piață financiară din lume derivatele cripto, cum ar fi Future Bitcoin, sunt disponibile pe Chicago Mercantile Exchange. În trecut, SEC a luat poziția că Bitcoin și Ethereum nu erau valori mobiliare. Cu toate acestea, în septembrie 2022, președintele Segeri Gensler a declarat că crede că criptomonedele sunt valori mobiliare. Această poziție implică faptul că statutul juridic al criptomonedelor poate deveni supus reglementării. Deși criptomonedele sunt considerate ca o formă de bani, Internal Revenue Service sau IRS le tratează ca pe un activ financiar sau o proprietate. Și ca și în cazul majorității altor investiții, dacă obțineți câștiguri de capital din vânzarea sau tranzacționarea criptomonedelor, guvernul vrea o parte din profit, deci asta ar însemna oarecum o recunoaștere a acestora. Sunt criptomonedele investiții sigure? Aici discuția este destul de complexă. Criptomonedele și-au atras reputația de investiții instabile din cauza pierderilor mari ale investitorilor ca urmare a înșelătorilor, hackerilor și erorilor. Deși criptografia de bază este în general sigură, complexitatea tehnică a utilizării și stocării activelor cripto poate reprezenta un pericol major pentru noi utilizatori. Pe lângă riscurile de piață asociate activelor speculative, investitorii în cripto ar trebui să fie și de următoarele riscuri. Riscul utilizatorului. Spre o de finanțele tradiționale, nu există nicio modalitate de a inversa sau de a anula o tranzacție cu criptomonede după ce aceasta a fost deja trimisă. Riscurile de reglementare. Statutul de reglementare al unor criptomonede este încă neclar. O represiune bruscă a reglementărilor ar putea îngreuna vânzarea criptomonedelor sau poate provoca o scădere a prețurilor la nivel de piață. Riscuri de contrapartidă. Mulți investitori se bazează pe burse sau pe alți custozi pentru a stoca criptomonedele. Furtul sau pierderea de către una dintre aceste terțe părți poate duce la pierderea întregii investiții. Din acest motiv, am făcut nenumărate videoclipuri despre lege, despre cum să l utilizați și le găsiți la mine pe canal la secțiunea Ledger. Tot acolo găsiți și un link în cazul în care doriți să achiziționați un Ledger. Riscurile de management Din cauza lipsei de reglementări coerente, există puține protecții împotriva practicilor de management înșelătoare sau lipsa de etică. Mulți investitori au pierdut sume mari în favoarea echipelor de management care nu au reușit să livreze un produs. Riscurile de programare Multe platforme de investiții și de creditare utilizează contracte inteligente automate pentru a controla mișcarea depozitelor utilizatorilor. Un investitor care folosește una dintre aceste platforme și asumă riscul ca un bug sau o exploatare în aceste programe să-și facă să-și piardă investiția. Și ultimul, dar nu cel din urmă, manipularea pieței. Manipularea pieței rămâne o problemă substanțială în spațiul cripto, iar unele exchange-uri au fost acuzate că manipulează prețurile sau tranzacționează împotriva clienților lor. Cu toate acestea, criptomonedele au înregistrat un salt major al prețurilor, capitalizarea totală a pieței crescând la peste trilioane de dolari anul trecut, în noiembrie, dacă nu mai În ciuda naturii speculative a activului, unii au reușit să creeze averi substanțiale asumând riscul de a investi în cripto în stadiul incipient. Haideți să vedem care sunt avantajele și dezavantajele cripto. Criptomonedele au fost introduse cu intenția de a revoluționa infrastructura financiară. Ca în orice revoluție, totuși, există compromisuri implicate. În stadiul actual de dezvoltare pentru cripto, există multe diferențe între idealul teoretic al unui sistem descentralizat cu criptomonede și implementarea sa practică. Haideți să începem cu dezavantajele. Deși pretind a fi o formă anonimă de tranzacționare, criptomonedele sunt de fapt pseudonime. Ele lasă urmă digitale pe care agenții precum Biroul Federal de Investigații sau FBI o pot descifra. Acest lucru deschide posibilității guvernelor sau autorităților federale de urmărirea tranzacțiilor financiare ale cetățenilor obișnuiți. 2. Criptomonedele au devenit un instrument popular în rândul criminalilor pentru activități nefaste, cum ar fi spălarea banilor și achiziții ilicite. 3. Criptomonedele au devenit de asemenea preferatele hackerilor care le folosesc pentru activități de ransomware. 4. În teorie, criptomonedele sunt menite să fie descentralizate, averea lor distribuită între mai multe părți dintr-un blockchain. În realitate, Proprietatea este foarte concentrată. De exemplu, un studiu MIT a constatat că doar 11.000 de investitori dețin aproximativ 45% din valoarea în creșterea Bitcoin. 5. Una dintre ideile criptomonedelor este că oricine le poate extrage folosind un computer cu conexiune la internet. Cu toate acestea, exploatarea criptomonedelor populare necesită energie considerabilă, uneori atât cât consumă țări întregi. Potrivit unui studiu MIT, 10% dintre mineri reprezintă 90% din capacitatea totală de minerit adică costurile costisitoare ale energiei împreună cu imprevizibilul mineritului au concentrat mineritul în rândul firmelor mari, ale căror venituri se ridică la miliarde de dolari. 6. Deși blockchain-urile cripto sunt extrem de sigure, alte depozite cripto, cum ar fi schimburile și portofelele, pot fi piratate. Multe schimburi de criptomonede și portofele au fost parte de-a lungul anilor, uneori ducând la furtul de monede în valoare de milioane de dolari. 8. Criptomonedele tranzacționate pe piețele publice suferă din cauza volatilității prețurilor. Bitcoin a cunoscut creșteri rapide și scăderea ale valorii sale, urcând până la 69.000 de dolari, iar ulterior a ajuns la o valoare de sub 16.000 de dolari și nu știm dacă se va opri aici. Multe alte criptomonede au dispărut complet sau au scăzut în valoare cu peste 99%. 9. Transacțiile peer-to-peer -peer din întreaga lume au devenit mai ușor de gestionat cu criptomonede, dar volatilitatea lor ridicată este un dezavantaj în calea adoptărilor principale. De asemenea, deoarece moneda digitală nu este încă susținută de guvern, nimeni nu vă va putea rambursa banii dacă Fondurile vă sunt furate în timpul unui atac. Și 10. Unii economiști consideră astfel că criptomonedele sunt un moft de scurtă durată sau un balon speculativ. Dar haideți să trecem la partea bună și să vedem care sunt avantajele. 1. Cred că cel mai important aspect îl reprezintă accesul universal. Persoanele cu un telefon mobil și o conexiune la internet pot participa la economia cripto. Acest lucru dezlănțuie o libertate financiară fără precedent în țările cu guverne nesigure sau cu o infrastructură bancară în curs de dezvoltare. Cripto oferă de asemenea asemenea oamenilor care au fost excluși anterior din sistemul bancar global o modalitate de a participa la economie. 2. Criptomoneda, un produs fintech cheie, reduce dependența comerțului financiar de intermediarii financiari și ajută la dezvoltarea economiei digitale. 3. Deoarece nu trebuie să fie conectate la un singur server centralizat pentru a funcționa, depurile sunt mai fiabile și mai adaptabile decât aplicațiile centralizate. 4. Criptomonedele reprezintă o nouă paradigmă descentralizată pentru bani. În acest sistem, intermediarii Centralizați, cum ar fi băncile și instituțiile monetare, nu sunt necesari pentru a impune încredere și tranzacții între două părți. Astfel, un sistem de criptomonede elimină posibilitatea unui singur punct de eșec, precum o bancă mare, declașând o cascadă de crize în întreaga lume, precum cea care a fost declanșată în 2008 de eșecul instituțiilor din Statele Unite. 5. Criptomonedele promit să faciliteze transferul de fonduri direct între două părți, fără a fi nevoie de o terță parte de încredere, cum ar fi o bancă sau o companie de card de credit. Astfel de transferuri descentralizate sunt asigurate prin utilizarea cheilor publice și private și a diferitelor forme de sisteme de stimulare, cum ar fi Proof of Work sau Proof of Stake. 6. Deoarece nu folosesc intermediari terți, transferurile de criptomonede între două părți care fac tranzacții sunt mai rapide în comparație cu transferurile transferurile de bani standard. Împrumuturile flash în finanțele descentralizate sunt un bun exemplu de astfel de transferuri descentralizate. Aceste împrumuturi care sunt procesate fără banking colateral pot fi executate în câteva secunde și ulterior utilizate în tranzacționare. 7. Cripto se tranzacționează non-stop. Un alt avantaj pe care l-au criptomonedele față de bănci este că piețele cripto sunt întotdeauna deschise. Cu monedele extrase și tranzacțiile înregistrate non-stop, nu trebuie să așteptați ca New York Exchange sau Nasdaq sau orice altă bursă să înceapă transacții pentru ziua respectivă dacă doriți să cumpărați, să vindeți sau să tranzacționați criptomonede. Acest lucru a avut un impact atât de mare încât bursele obișnuite analizează opțiunea de a tranzacționa acțiuni și în afara orelor obișnuite de funcționare bancară, deși asta ar putea fi încă departe. 8. Investițiile în criptomonede pot genera profituri. Piețele de criptomonede au crescut vertiginos în valoare în ultimul deceniu, ajungând la un moment dat la peste 3 trilioane de dolari, așa cum am menționat mai devreme. 9. În prezent, Criptomonede precum Bitcoin servesc ca monede intermediare pentru a eficientiza transferurile de bani peste granițe. Astfel, o monedă fiat este convertită în Bitcoin sau alte criptomonedă, transferată peste granițe și ulterior convertită în monede fiat de destinație. Această metodă simplifică procesul de transfer de bani și îl face mai ieftin. 10. Bitcoin poate să înlocuiască aurul. Să nu uităm că Bitcoin este limitat la 21 de milioane. Pe când, potrivit US Geological Survey, aproximativ 3 sferturi din aur din scoarța terestră a fost extras există încă peste 50.000 de tone sub pământ. Aceasta înseamnă pur și simplu că oferta de aur poate crește dacă condițiile pieței o permit. În plus, Spre deosebire de proprietățile aurului, Bitcoin este ușor de stocat și de mutat. De asemenea, este divizibil cu până la 80 male și poate fi folosit în tranzacții. Încercați să luați un lingou de aur la un restaurant și să tăiați o bucată mică pentru a plăti nota. Vedeți dacă se poate. Acest lucru pur și simplu nu este practic. Dacă asta nu v-a convins, haideți să luăm o statistică din mai 2013, cele mai vechi date furnizate de CoinMarketCap. Valoarea Bitcoin a crescut cu peste 24.000%, în timp ce prețul unei uncii de aur a crescut cu doar 25%. Și nu în ultimul rând, 11. Transparență. Tranzacțiile pe un blockchain sunt înregistrate într-un registru imobil și public. Acestea sunt doar câteva dintre avantajele și dezavantajele cripto. Dacă mai știți și altele, vă invit să le menționați în secțiunea de comentarii și să le discutăm împreună. Dacă încă vă întrebați dacă este nevoie de criptomonede, gândiți-vă la vremurile în care piața financiară globală a fost guduită grav de prăbușirea unui produs echivalent în dolar cu efect de îndatorare excesiv. Nu există nicio valoare inerentă nici în monedele fiat, nici în cripto. Valoarea lor este produsul încrederii utilizatorilor plasat în băncile centrale pentru moneda fiat. Cu toate acestea, în cazul criptomonedelor, încrederea este stabilită în tehnologia blockchain și consens validat, iar adopția criptomonedelor se apropie de 5%, ceea ce nu este deloc de neglijat cu cripto avem o modalitate de a proteja libertățile civile digitale. Bitcoin are grijă de aspectul monetar, permițându-ne să ne controlăm propriile fonduri, în timp ce Ethereum și alți Layer 1 dezvoltă arhitectura pe baza căreia pot fi construite aplicații web descentralizate, eliminând posibilitatea autorităților dominante. Niciun glob de cristal nu ne poate arăta direcția viitoare a industriei cripto. Cu toate acestea, tot mai mulți oameni gravitează către monedele digitale. Cu tot capitalul, talentul și inovația care intră în spațiul cripto, este greu de imaginat că adoptarea globală va scădea în anii următori. Cam atât pentru videoclipul de astăzi. Nu uitați de like și subscribe și de asemenea să activați și clopoțelul. Vă aștept în comunitatea Mr. Crypto pe canalele de Telegram, Twitter, TikTok, Instagram și Facebook, găsiți linkurile în descriere. Vă mulțumesc pentru vizionare și vă aștept cu drag la videoclipul următor.